Iubiți frați și surori, vă invit respectuos să ne ridicăm cu toți în picioare și să deschidem Cuvântul Sfânt. Așa cum am notat, facem o scurtă paranteză în a studia Evanghelia după Marcu și studiem Biblia în general și învățătura Cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu despre Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Și așa cum poate anticipați din textele care le voi nota, în dimineața acestei zile ne vom uita în Cuvântul lui Dumnezeu să vedem ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre adevărul absolut în lumea noastră. Deschidem Sfânta Carte la Evanghelia după Ioan, capitolul 18, unde vom citi începând cu versetul 37 până la 38, iar apoi vom întoarce pagina și vom citi de la Ioan 17, de la versetul 14 la 19 inclusiv. Repet, două citiri. Prima se află în Ioan capitolul 18, de la 37 la 38, iar apoi Ioan 17, de la versetul 14 la 19 inclusiv. Să ascultăm cu bucurie acest cuvânt atât de frumos și de mare nevoie în zilele noastre. Cuvântul Domnului spune în felul următor: atunci un împărat tot ești, i-a zis Pilat. Da, a răspuns Iisus, eu sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Pilat i-a zis, ce este adevărul? După ce a spus aceste vorbe, a ieșit iarăși afară la iudei și le-a zis, eu nu găsesc nici o vină în el. Ioan capitolul 17, începând cu versetul 14, care face parte din rugăciunea Domnului nostru Iisus Hristos, spune în felul următor: le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Cum ai trimis tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Și eu însumi mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Amin. Ocupăm locul cu toții. Iubiților, în această dimineață, continuând să ne uităm în Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu, vom face o scurtă recapitulare și cei care am fost prezenți duminica trecută, ne-am uitat în acest Cuvânt Sfânt al lui Dumnezeu și am văzut și ne-am uitat în mod mai detailat vis-a-vis de autorul Scripturii. Și am văzut căci, deși Dumnezeu s-a folosit de oameni ca și secretari, autorul primar, autorul Scripturii, nu sunt oamenii, că nu oamenii au scris, ci oamenii au fost mânați de Duhul Sfânt. Și am văzut clar și categoric căci autorul Scripturii este Domnul și Dumnezeul mântuirii noastre, slăvit să fie Domnul. Toată Scriptura este însuflată, God breathed, God exhaled out, și de folos să ne învețe, să ne mustre, să ne îndrepte și să ne dea învățătură în neprihănire, glorie Domnului. Privind în Biblie, am văzut prin textele care le voi cita, 2 Timotei capitolul 3, 16, 2 Petru 1, 19 la 21, 2 Petru 3, 5 la 16, 1 Tesaloniceni 2, 13,
Fapte 1:16, Fapte 2:16 la 17 și multe alte texte, că mărturia internă a Scripturii este că Dumnezeu este autorul Scripturii. Iubiților, ca atare, Biblia pe care o aveți în mână este cartea pe care a scris-o Dumnezeu. He is the author. And nu este un autor mai minunat, mai sfânt, mai atot cunoscător și mai adevărat, este cineva în care ne putem pune încrederea. În dimineața aceasta ne vom uita la o altă nuanță vis-a-vis de învățătura sau doctrina Scripturii. Și în zilele în care trăim noi astăzi, această învățătură sau această doctrină este deosebit de importantă. Pentru că adeseori avem tendința să punem mai multă valoare pe scrieri secundare, cum sunt cărți. Autorul cutare a spus așa și așa și așa. Sursă secundară, ce spune Gică sau Petrică în termenii noștri românești. Sursă secundară. Ce spune cântarea cântată? Deci este atât de important să avem o teologie corectă și în cântările noastre, pentru că le cântăm și ne intră în mintea noastră, vrem sau nu vrem. Haideți să ne uităm în Sfânta Carte a lui Dumnezeu și să vedem și textul care ni s-a prezentat ne pune, ne aduce la zi dilema zilei de astăzi. Visul, datorită păcatului și orbirea adusă de diavolul, subiectul de adevăr a frământat omenirea de mii de ani de zile. Diavolul de la început a încercat să compromită adevărul, să adauge la adevăr sau să tragă din adevăr, să reinterpreteze adevărul spus de Dumnezeu. Astăzi, multe întrebări asemenea se pun și, ni se pun și nouă. De exemplu, este o întrebare, există adevăr absolut sau este adevărul relativ, care variază în funcție de circumstanțe sau în funcție de opinii. Este păcat să minți întotdeauna? Este păcat să faci cutare sau cutare lucru întotdeauna? Nu sunt circumstanțe în care am putea să găsim, cum spun americanii, un loophole, să ne scuzăm comportamentul nostru. Apoi, este o altă întrebare. Este adevărul doar un argument filosofic? Asta e cam în stilul lui Pilat. Ce este adevărul? Foarte interesant. Pilat se uită față în față la adevăr. Îl vede. Îl putea atinge. Și totuși, deși adevărul era atât de aproape de Pilat, Pilat mai își pune întrebarea, ce este adevărul? Nu numai că l-a văzut și l-a putut atinge, dar Pilat îl aude vorbind și cuvântul lui este adevărul. Și orbit. Și nu vede. Și nu pune valoare unde valoarea trebuie pusă. Și merge la argumente filosofice, merge la filosofia greacă, la gândirea romană, practică, vrea să atingă într-o altă formă adevărul. Și vedem adeseori că și aceleași întrebări vrem, nu vrem, într-o formă sau alta, o punem și noi. Adevărul avem în mijlocul nostru, dar adeseori nu-l vedem. Sau nu ne prea
interesează. Sau preferăm alte lucruri mai proaspete. Că ăsta e vechi. Cu mucegai, spunem adeseori. We need a fresh, o proaspătă revelație. Apoi ne punem întrebarea și dacă există adevăr, admițând că este adevăr, o altă nuanță a problemei contemporane de astăzi, dacă spunem că există adevărul, ne punem întrebarea, dar oare se poate găsi adevărul? Și aceasta este o formă de teologie liberală cu o altă nuanță, numită smerenie și o falsă smerenie, unde teologii liberali spune, hai de mine, noi suntem doar oameni, cum putem cunoaște adevărul? Suntem prea mândri să credem că putem cunoaște adevărul sau putem pricepe noi adevărul. Iată întrebările care s-au pus, care se pun astăzi și care s-au pus de atunci. Pilat pune aceeași întrebare în limba greacă, Ti estin aliteia, what is the truth? Ce este adevărul? Biților, cuvântul sfânt din pasajul care s-a citit, din Ioan capitolul 17, începe să ne ajute, căci privind aici, vedem că în rugăciunea Domnului Iisus Hristos, nu altcineva, Duhul Sfânt, prin Dumnezeu Fiul Sfânt, ne aduce aminte și i-a adus aminte lui Ioan, că a folosit, pe care l-a folosit ca și secretar, să comunice singura definiție a adevărului. Și potrivit cuvintelor spuse de Domnul Iisus Hristos în Ioan, capitolul 14, versetul 26 și Ioan 16, 13, căci Duhul Sfânt va aduce aminte, vă va aduce aminte de toate cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos, avem scris de Dumnezeu Duhul Sfânt, care i-a adus aminte lui Ioan, cuvintele din Ioan 17, 17, care spune în felul următor, Sfințește-i prin adevărul tău. Și apoi definiția. Cuvântul tău este adevărul. Înainte de a ne uita mai detailat la acest verset, haideți să privim din nou la versetul 14. Mântuitorul Iisus Hristos în rugăciunea lui spune că le-a dat ceva. Ce le-a dat Domnul Iisus Hristos? Cuvântul. Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât pentru că ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Atunci când ni se dă cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, când avem Biblia și ne ținem de Sfânta Scriptură și umblăm în societate cu Biblia, fie Biblia fizică, fie Biblia în mintea noastră și proclamăm Biblia, putem să ne așteptăm la împotrivire. Cuvântul Sfânt ne spune mai departe în versetul 19, care sfârșește această secțiune de Scriptură, și eu însumi mă sfințesc pentru ei ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Și acum, ce este adevărul? Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Observați cât de remarcabilă este această învățătură. Deși cuvântul Domnului este adevărat, textul din Ioan 17 cu 17 nu spune doar că cuvântul este adevărat. Unde adevăr și cuvântul folosit adevărat ar fi folosit ca și un adjectiv să descrie cuvântul. That's not what it's saying, nu aceasta spune aici. Ci Domnul Iisus Hristos folosește un substantiv, a noun. It's important. Folosește un substantiv pentru a spune foarte clar că cuvântul lui Dumnezeu, deși este adevărat, este mai mult decât a fi doar adevărat, deși acest lucru este important.
Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin Cuvântul Sfânt ne spune că și Cuvântul lui Dumnezeu însuși este adevărul și adevărul absolut. De aceea când ne uităm în Sfânta Carte, vedem că aici Domnul Iisus Hristos ne învață că Biblia trebuie să fie și este standardul final al adevărului. Este Cuvântul lui Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu este definiția supremă de ce este adevărat. Tot ce nu este în conformitate cu acest cuvânt al lui Dumnezeu nu este adevărat. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat. De aceea, iubiților, în societatea în care trăim, adeseori suntem bombardați cu anumite filosofii. Chiar citeam într-o carte care este folosită să învețe pe copii despre biologie. Și în această carte în care încearcă să învețe pe copii despre biologie, numai biologie nu învață, ci învață doctrinea dracilor, în care le spune că cred ei, o pune într-o formă interesantă, cred ei că a descoperit că de fapt în genele noastre sunt anumite variante în care deși ești născut de un gen, de fapt nu ești în genul acesta. Minciuni care n-au nicio dovadă științifică. Și atunci când ne gândim la aceste lucruri, știm că Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea lui, l-a creat parte bărbătească și parte femeiască. Acesta este adevărul absolut. Unii, chiar creștini, spun că știința ne învață, pe greșit numit știință, căci lumea n-a fost creată în 6 zile, ci a fost creată în milioane de ani, spun ei. Dar Genesa, capitolul 1, spune și a fost o noapte și a fost o dimineață și așa a fost prima zi. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul absolut. Unde cuvântul lui Dumnezeu vorbește, întotdeauna vorbește tot adevărul, slăvit să fie Domnul. Iubiților, uitându-ne în acest cuvânt al lui Dumnezeu, haideți să vedem câteva texte deosebit de importante pentru a dezvolta înțelegerea și gândirea noastră despre adevăr. Sunt câteva texte care descriu pe Dumnezeul nostru triunitar ca fiind Dumnezeul adevărului. Observați textul din Isaia, capitolul 65, versetul 16, unde cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor. Așa că cine se va binecuvânta în țară, se va binecuvânta în Dumnezeul adevărului. Și cine va jura în țară, se va jura tot pe Dumnezeul adevărului, căci vechile suferințe vor fi uitate și vor fi ascunse de ochii mei. În Vechiul Testament și Noul Testament, Dumnezeu Tatăl este declarat și confirmat ca fiind Dumnezeul adevărului. În ce privește Fiul, observați Ioan, capitolul 14, versetul 6, Iisus a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Acesta este adevărul absolut. Iubiților, cum putem să fim mântuiți? Cum? Putem fi mântuiți printr-o femeie? Ca și Maria? Putem fi mântuiți prin sfinți? Prin icoane? Putem fi mântuiți prin ceea ce facem noi?
Putem fi mântuiți printr-o experiență pe care o avem mistică, cum fac majoritatea din Asia. Nici de cum. Putem fi mântuiți prin Allah. Deci, astăzi, în multe gândiri chiar zis evanghelice, asemenea cu Rick Warren, mântuirea este descrisă ca și un cerc cu un punct în mijloc care e numit Dumnezeu. Și la Dumnezeu, pentru mântuire, poți intra prin mai multe feluri. Una din uși este Iisus Hristos și spun unii teologi, Amos Young de la Fuller Theological Seminary, un penticostal rătăcit, spune că poți intra pentru cei din vest, noi putem intra prin Iisus Hristos, că El este calea, adevărul și viața. Dar spune, dar stai un pic, pentru mahomedani, ei pot intra prin Dumnezeu Tatăl și are o altă poartă. Da, ce faci cu cei din India, bilioanele, miliardele? Ce faci cu cei din China? Că Amos Young este de o tradiție budistă. Ei pot intra prin Duhul. Și ce înseamnă asta pentru ei, pentru lumea contemporană? Asta înseamnă că au o experiență mistică, un extaz, ceva. Și pot intra prin acest lucru. Mântuitorul Iisus Hristos spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Și indiferent de cultură, indiferent de naștere, indiferent de preferință, El este singura cale prin care putem fi mântuiți, slăvit să fie Domnul. Apoi, Ioan, capitolul 16, am prezentat, Scriptura a prezentat pe Dumnezeu Tatăl ca fiind adevărul, pe Dumnezeu Fiul și acum uitați-vă în ce privește pe Dumnezeu Duhul Sfânt, Duhul Sfânt adevărat. Ioan 16, 13 la 14. Când va veni Mângâitorul? Și cum este numit Mângâitorul? Duhul adevărului. Bisurilor, Duhul adevărului e corect întotdeauna sau numai câteodată? Le nimerește câteodată sau întotdeauna când vorbește tot adevărul lui Dumnezeu? Este adevărat întotdeauna. Observați, când va veni Mângâitorul, Duhul adevărului, care are să vă călăuzească în ce? Dar ce e adevărul? Cuvântul. Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul este adevărul. Dacă Duhul Sfânt a însuflat această Scriptură, unde ne va duce Duhul Sfânt pentru răspunsurile problemelor vieții noastre? În primul rând, ne va duce în Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. El are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci a vorbit tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va, ce va face Duhul Sfânt, iubiților? Mă va proslăvi pe mine. Nu este o proslăvire a altuia. El mă va proslăvi pe mine. Duhul Sfânt întotdeauna atrage atenția și duce atenția noastră spre Domnul Iisus Hristos, care este calea, adevărul și viața. Always. El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Observați apoi, după ce ne-am uitat la texte care descriu pe Dumnezeul nostru triunitar ca fiind Dumnezeul adevărului, uitați-vă la texte care descriu pe Dumnezeu ca fiind Dumnezeul adevărului în continuare. Tit, capitolul 1, de la versetul 1 la 3. Pavel, roba lui Dumnezeu și apostol al lui Iisus Hristos, potrivit cu credința aleșilor lui Dumnezeu. Asta e vorba de credință. Potrivit cu credința aleșilor lui Dumnezeu și cunoștința adevărului.
care este potrivit cu evlavia, în nădejdea vieții veșnice, făgăduite mai dinainte de veșnicii de Dumnezeu, care nu poate să mintă, ci și-a descoperit cuvântul. Dumnezeu care nu poate să minte, Dumnezeu care este Dumnezeul adevărului, ne-a descoperit cuvântul care este adevărul lui Dumnezeu. Ne-a descoperit cuvântul la vremea lui prin proslăvirea pe care mi-a fost încredințată după porunca, prin propovăduirea care mi-a fost încredințată după porunca lui Dumnezeu Mântuitorul nostru. 2 Samuel, capitolul 7, versetul 28. Rugăciunea lui David către Domnul spune în felul următor: acum, Doamne Dumnezeule, Tu ești Dumnezeu și cuvintele Tale sunt adevăr și Tu ai vestit harul acesta robului Său. Și totodată Numeri, capitolul 23, versetul 19. Dumnezeu nu este un om ca să mintă, nici un fiu al omului ca să-i pară rău. Ce a spus, oare nu va face? Ce a făgăduit, oare nu va împlini? Am văzut, iubiților, căci Dumnezeul nostru triunitar, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, niciodată nu a spus, niciodată nu va spune un neadevăr. Și nu vorbește în neclaritate. Când comunică cu copiii lui, comunică să fie înțeles și ne-a dăruit cuvântul lui, ne-a dăruit forma în care trebuie să fim mântuiți. Haideți să facem acum o scurtă recapitulare despre ce spune cuvântul lui Dumnezeu, despre perfecțiunea cuvântului Dumnezeu. În scurte cuvinte. Și când vorbim despre perfecțiune, Psalmul 19, 7 la 9 spune în felul următor: legea lui Dumnezeu este desăvârșită, perfectă, completă și înviorează sufletul. Când citim, dacă puteți proiecta Psalmul 19, versetul 7, legea lui Dumnezeu este desăvârșită, it's perfect, it's complete. Când spune desăvârșită, cuvântul desăvârșit tradus perfect în ESV, este cuvântul care înseamnă complet. Nu a lăsat nimica afară. Când Dumnezeu ne-a dat aceste 66 de cărți, ne-a dat tot de ce avem nevoie să-L cunoaștem pe El. Dacă dorim să-L cunoaștem pe El, Dumnezeu, Duhul Sfânt, ne-L revelează prin cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul pentru acest mare har. Biserică, cuvântul lui Dumnezeu este un cuvânt care astăzi, din nefericire, este, cum am notat, sub atac. Este amenințată doctrina Scripturii, de aceea am făcut o scurtă recapitulare înainte de a continua cu Evanghelia după Marcu. Este amenințată de teologia liberală, care neagă adevărul și autorul cuvântului lui Dumnezeu. Teologia liberală care neagă veridicitatea cuvântului și vorbește că este plină de erori și contraziceri. Și când facem o cercetare detailată a acestor acuzații, vedem că nici una nu au nicio bază și niciun temei. Apoi, cuvântul lui Dumnezeu este sub atac de teologia romano-catolică, care îl pune pe papa de la Roma și tradiția bisericii la același nivel cu autoritatea Scripturii. Și pune Scriptura și spune, de fapt, dacă biserica a gândit sau a crezut și a avut un crez pentru 500 de ani sau 1000 de ani sau astăzi, dacă papa ex catedra a spus ceva în scaunul lui, a spus ceva și s-a gândit ceva, este de aceeași valoare sau mai mare valoare decât Scriptura.
Teologia ortodoxismului răsăritian, ortodoxii din țara noastră, au același atac al Scripturii. Ei consideră că biserica și tradiția ei este infailibilă și nu cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Și de fapt, amenințarea mai nouă este prin mișcarea aceasta de misticism sau noua reformă apostolică, de care trebuie să fim foarte atenți, care am menționat-o anterior și nu este timpul să intrăm în detalii la acest subiect în dimineața aceasta. Poate vom face un seminar special cu privire la acest curent care are tendința să afecteze pe mulți și să cauzeze mintea noastră să fie luată de la Scripturi la lucruri care nu sunt plăcute lui Dumnezeu. Pentru noi, iubiților, în această zi, întorcându-ne la cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, în versetul 17 din Ioan 17, să ne aducem aminte de rugăciunea Mântuitorului Iisus Hristos, unde El se roagă, sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Și la concluzie, cred că ar trebui să ne întrebăm fiecare din noi, în săptămâna în care a trecut, cât de mult am lăsat ca acest cuvânt să ne sfințească? Cât de mult l-am citit, ce valoare am pus pe el? Că, iubiților, este atât de ușor să-l arătăm cu degetul pe Pilat. Să spunem că Pilat a fost omul care a avut adevărul în fața lui, a auzit glasul lui și pur și simplu nu a crezut și nu a vrut să-l accepte. Dar noi, Biserica Domnului Iisus Hristos, știu că am venit la biserică să ascultăm adevărul. Am venit la biserică să primim cuvântul adevărului. Și cuvântul adevărului este propovăduit de la amvonul bisericii, slăvit să fie Domnul. Dar, iubiților, acest cuvânt care este propovăduit de la amvonul acestei biserici ar trebui să fie subiectul de cercetare în viața noastră. Când vorbim unii cu alții, ne pasionează acest subiect? Sau ne pasionează mai mult ce se întâmplă în New York, în Turcia, în casa vecinului, în curtea bisericii? Care sunt subiectele noastre? Ca și popor al lui Dumnezeu, dorința și rugăciunea noastră a bordului pastoral, este ca Biserica Domnului să fie tot mai pasionată de Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Tot mai pasionată de a ne ruga după Sfântă Voia lui Dumnezeu. Tot mai pasionați ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să miște inimile noastre, să facem tot mai mult voia Domnului pentru gloria Domnului Iisus Hristos. Amin. Cu toții, haideți să ne ridicăm în picioare, să mulțumim Domnului pentru această zi, să-i mulțumim pentru cuvântul sfânt care ni l-a dat, să-i cerem iertare pentru momentele în care nu ne-am uitat în el și să ne dăm toată silința să ne apropiem tot mai mult de acest cuvânt și de o viață sfântă plăcută lui. Amin. Ne rugăm cu toții Domnului.